5 lucruri de făcut de către copii pentru a salva pământul și pentru a fi în siguranță. 1. Fiecare copil ar trebui să planteze măcar un copacel. 2. Să nu mai aruncăm gunoaie pe jos pentru că sufocăm planeta. 3. Să economisim energia, să stingem lumina când plecăm dintr-o cameră și să înlocuim becurile obișnuite cu becuri economice. 4. Să mergem cât mai mult pe jos și cât mai puțin cu mașina. 5. Să înlocuim pe cât posibil plasticul cu pânza, să reciclăm și să adunăm maculatură. Să economisim energia și resursele. Să nu uităm că siguranța noastră și a celor din jur e cea mai importantă. Eu sunt Emma, îmi prezint pe prietenii mei Metano și Electro, de la care am învățat aceste lucruri utile, dar și multe altele. Nu e greu să fim responsabili, să nu ne jucăm cu focul din sobă sau de la aragaz, părinții să monteze un detector de gaz acasă, să nu lăsăm niciodată materiale inflamabile lângă foc, părinții să verifice instalația de gaze, să nu băgăm obiecte în priză pentru că se pot produce scântei. Multe din aceste informații au ajuns cu ajutorul celor de la ENGIE la 2500 de copii din România.